Trebuie să mărturisesc de fiecare dată experiența pe care o trăiesc atunci când sunt pe punctul de a împărți cu voi, de a deveni părtași cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să vă spun din nou că mi este sufletul plin de bucurie și mă gândesc la cuvintele Mântuitorului nostru care a spus am dorit mult lucrul acesta. De îndată ce lumina strălucește în sufletul nostru din cuvântului Dumnezeu, din umblarea noastră cu El pe pământ, tot atunci se naște în suflet și dorința de a împărți lumina aceasta cu cel de lângă noi. Știți că o lumânare poate să aprindă multe lumânări și ea nu este mai puțin luminare. Lumina ei nu se diminuează, din potrivă se mulțește. Așa, aceasta experiență experiența pe care o trăim noi acum. Și în vederea aceasta, tată din Ceruri, te, îți mulțumim mult de bunătatea și îndurarea ta, de manifestarea ta în cuvântul tău și de promisiunea prezenței tale cu noi, când doi sau trei se adună pentru tine și, dincolo de aceasta, de promisiunea Duhului Sfânt călăuzitor în tot adevărul. Doamne, noi nu putem să umblăm în adevăr, dar putem să fim călăuziți. Condune tu, te rugăm, în numele Domnului Isus. Amin. Iubiții mei, când vorbim de cuvântul Evanghelie, de obicei oamenii și în general, și istoric, se referă la ceea ce s-a anunțat la Betlehem, Vă aduc o veste bună. Și se concentrează pe ceea ce noi numim Noul Testament. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne arată că lucrurile nu stau așa. În Apocalips, capitolul 14, versetul 6, Biblia spune că Evanghelia nu este de ieri, de la -al sau de la o dată anumită, ci este o Evanghelie veșnică. Aceasta este singura Evanghelie adevărată de altfel. Celelalte sunt învățăturile noastre. Adevărata Evanghelie este o Evanghelie veșnică. Vorbim de mijlocirea lui Isus, pe care o legăm de evenimente, de timp, de date, dar Epistola către evrei ne spune că mijlocirea lui este eternă. El trăiește pururi să mijlocească. Aceasta înseamnă că din totdeauna el a fost ce este și ce va fi și anume este chipul văzut al celui nevăzut, al lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă mijlocire. Deci descoperirea vizibilă, a celui nevăzut. Este atât de profund, tulbură, plăcut sufletul nostru să avem în Domnul Isus Hristos imaginea pe înțelesul nostru. Cât se bucură un copil când are o carte de colorat sau ceva, lucru pe care le înțelege el și cât de mult se bucură sufletul nostru de descoperirea aceasta pe care a făcut-o Dumnezeu și continuă să o facă prin Domnul Hristos. Aceasta înseamnă mijlocire odată, într-o ocazie viitoare, vom elabora asupra acestui concept cu mult mai mult. Deci mijlocirea, ca și Evanghelia, au fost, sunt și vor rămâne din totdeauna și pentru totdeauna. Ace Aceasta este adevărata Evanghelie. Pavel, în epistola către romani, ne dă definiția și nu e nevoie să mai căutăm în niciun seminar sau vreo carte, o altă definiție. Nu este dată în Scripturi. Romani 1.1. Pavel roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească, atenție, Evanghelia lui Dumnezeu. Deci Evanghelia, pe care adevărata Evanghelie, este Evanghelia lui Dumnezeu. Nu pentru aceasta a venit Mântuitorul nostru aici, ca să descoperă pe Tatăl. Tată, te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea. Aceasta a fost lucrarea. Te-am proslăvit pe pământ. Tatăl, le-am descoperit adevărul despre tine. Din cauza asta lumea a urât. Evanghelia lui Dumnezeu. Când vorbim de Domnul nostru Isus Hristos, trebuie să înțelegem că venirea Lui aici, jertfa Lui, în învierea, înălțarea lui, Evanghelia despre Dumnezeu, predată prin viața și ființa lui, prin întrupare ei în el, acestea toate nu sunt altceva decât o expresie a iubirii lui Dumnezeu. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, s-au întâmplat toate aceste lucruri. Aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu. Într-o frază foarte restrânsă, Dumnezeu este iubire. Aceasta a fost adevărat dintotdeauna, indiferent dacă noi sau primii părinți sau demonii au crezut sau n-a crezut lucrul acesta, el a fost, este și rămâne iubire. Acesta a fost mesajul Mântuitorului nostru. Și continuă cuvântul din epistola către romani, Evanghelia lui Dumnezeu pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Dacă ne uităm uh, cu ochi duhovnicesc și sub călăuzirea Duhului Sfânt în Scripturi, constatăm că la tot pasul ne întâlnim cu Evanghelia lui Dumnezeu. Și cu ce se ocupa această Evanghelie, versetul 3? Ea privește pe Fiul Său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, în ce privește Duhul Sfințenii, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea din morți. Nu prin demonstrații de un fel sau de altul, prin învierea din morți, adică pe Iisus Hristos. Evanghelia privește pe Iisus. Când de la ambonul nostru se predă ceva în loc de cineva, noi nu avem parte de Evanghelie. Noi nici nu ascultăm Evanghelia atunci, ci știind sau neștiind, luăm parte la altarul lui Cain. Acolo nu exista stropirea sângelui. Acolo era doar din acestea pe care le produsese el și pământul, adică pământescul. Prin această Evanghelie, cuvântul lui Dumnezeu ne-a chemat și pe noi la credința în Dumnezeul iubirii. Aici este totul. Numim păcat, păcat originar, au mâncat din pom, copilărește. Păcatul originar, spune Iisus, a constat în faptul că au refuzat să-L creadă pe Dumnezeu. Cu bună știință, în plină lumină. Nu este vorba de o alunecare sau de o greșeală. Aceasta se aplică la viața fiecăruia dintre noi. Orice om venind în lume este confruntat cu lucrul acesta pe căi pe care numai Dumnezeu le cunoaște și nu noi. Dar între cei binecuvântați, spune Pavel, între care sunteți și voi. Cei chemați să fiți ai lui Isus Hristos. Atenție, cei chemați, nu e vorba de cei care au răspuns chemării, dar ești prea iubit de Dumnezeu și s-a dovedit acest lucru prin faptul că ești chemat. Pentru cei chemați să fiți ai lui Isus Hristos. Iar dacă ești astăzi al lui Isus, e pentru că ai fost chemat. Dacă nu erai chemat, nu erai aici. Să nu uităm niciodată chemarea aceasta și să o prețuim. Deci voi, tuturor, spune versetul 7, care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în locul în care vă găsiți în momentul acesta, chemați să fiți sfinți. Vouă tuturor care sunteți prea iubiți de Dumnezeu, se adresează cuvântul acesta începând de la Matei, Marcu, Luca, Ioan și numind această Evanghelie, reducem spectrul, reducem panoramicul Evangheliei la un moment, la un eveniment. Ea trebuie privită, deci, în perspectiva veșniciei, potrivit cuvintelor îngerului, o Evanghelie veșnică. Aceasta e singura Evanghelie adevărată. Ce înseamnă aceasta în viața mea? Este o ilustrație sau o teorie în care trebuie să cred sau ceva, nu, este o putere. Ați observat cât de departe de adevăr este predicarea Harului în vremea noastră și vine greu să spun, dar mult timp, veacuri întregi, a fost predicat atât de greșit. Harul lui Dumnezeu a fost predicat ca un fel de îngăduință a lui Dumnezeu, ca un fel de a închide ochii a lui Dumnezeu, hai treci și tu sau lasă că vedem noi și cât de departe de adevăr este lucrul acesta. Tot atât de departe de adevăr cât este și ideea de Evanghelie. Pentru că Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire, nu harul care îl cântăm sau vorbim noi, într-un fel sau altul, ci harul acela care aduce mântuire. Este o putere, că spune Cuvântul lui Dumnezeu a fost arătat. Acest har care aduce mântuire. Să distingem între adevăratul har, acesta este care aduce mântuire, și harul uh, fake, fals, uh, care pur și simplu anestezează sufletele oamenilor. Și pur și simplu devine o manta sub care se poate păcătui într-un fel sau altul, devine o săritură pe partea din spate a grădinii sau pe ușa din dosa casei lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, devine o șters la gură că în Eremia, n-am făcut nimic. Ce departe e lucrul acesta de adevăr? Harul care aduce mântuire a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Acesta este adevăratul har, confirmă Petru. Orice altceva stă departe. Și adevăratul har este această putere a lui Dumnezeu care ne ajută să o rupem cu păgânătatea, adică cu necredința în Dumnezeu și cu poftele lumești. Cu viața aceasta de, trăit, de trăire în păcat, Evanghelia aceasta și Harul acesta sunt prinse în Genesa capitolul 3, versetul 15. Acolo avem un, un semnal uh, transmis direct în nou, care definește. Și iată cum spune versetul 15. Vrășmășie voi pune între tine și femeia, acesta e adevăratul Har când între tine și diavol, între tine și rău, există această tensiune ireconciliabilă. Niciodată nu va exista o împăcare între tine și rău, între tine și diavol. Așa, locul lui nu s-a mai găsit în cer, a scrie scriptura în Apocalipsa, capitolul 12, și locul lui nu trebuie să se găsească în tine. Nu mi ajută cu nimic doar să citez Apocalipsa. Locul lui nu s-a mai găsit în cer dacă locul lui se găsește în mine. Nu mi ajută cu nimic. Mi se spune că locul lui nu s-a mai găsit în cer pentru că eu care sunt chemat să locuiesc în locurile cerești în Hristos Iisus, să trăiesc aceeași lumină și aceeași viață, să nu se găsească loc în viața mea sau în calea mea. De ce se numește Evanghelie veșnică? Pentru că ea este legată de cel veșnic. Toate lucrurile sunt trecătoare. Psalmul 102 spune, tu, 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 tu ai întemeiat în vechime pământul, cerurile sunt lucrarea mâinilor tale, dar ele vor pieri până va trece cerul și pământul, cerul noi și un pământ nou. Tu însă vei rămâne, tu ești cel veșnic, Evanghelia veșnică e legată de cel veșnic. Toate se vor îmbechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba, dar tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Evanghelia veșnică este Evanghelia lui Dumnezeu și Evanghelia care este de când este Dumnezeu până este și rămâne Dumnezeu, adică din totdeauna și pentru totdeauna. Acum, făgăduința aceasta, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, este de fapt rezolvarea problemei păcatului. Păcatul se manifestă în viața noastră din cauza că există prietenie între noi și vrăjmașul acesta și șarpele care truchipează pe diavol. Este o imagine, o ilustrație a răului. Pentru, prin aceasta, prin prietenia cu răul acesta, prin conversația cu el lângă pom, prin primirea luciferismului, aș spune, care nu include prezența lui Dumnezeu, nu include consultarea cu Dumnezeu, nu include nicio rugăciune, include doar uh, ideea unui om. Uh, omul crede că e bine, îi se pare că este bine așa. Atât, acesta e criteriul propria lui minte. Ace, acest lucru se spune generației noastre. E, e bun ce e bun pentru tine și, e, și așa mai departe. Pavel reînnoiește această Evanghelie veșnică, exprimată în Genesa 3.15, în Roman 16.20, spunând Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe satana sub picioarele voastre. Vrăjmășie voi pune. Dumnezeul păcii va zdrobi pe satana în curând. Cât de curând? Păi, iată cât de curând este, este e, e, mâna noastră cronometru sau ceasul sau hotărârii, e mâna noastră. E, cât, cât de curând va zdrobi Dumnezeu pe satana sub picioarele voastre, adică vă va da stăpânire asupra păcatului care vă stăpânește, asupra răului care vă stăpânește, într-un fel sau altul. Aceasta ni se promite nouă. Și cât de curând ne răspunde Daniel în 4.26 spunând, îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui prea înalt, îți va fi dată înapoi domnia asupra vieții tale, vei, fi, vei domni în viață, va zdrobi pe satana sub picioarele tale. Indiferent care este lucrul acela din viața ta sau situația aceea din viața ta care te păstrează într-o nedorită prietenie cu șarpele. Nu de prietenie cu șarpele ai tu trebuință, ci de vrăjmășie. Vrăjmășie până la indiferență totală. Mort față de păcat se numește. Nu trebuie păstrat niciun fel de dialog asupra răului, nici de bine, nici de rău, ci suntem chemați voi care erați morți față de Dumnezeu, acum sunteți morți față de păcat. Îndată ce vei recunoaște. Acesta este timpul. Cu ajutorul lui Dumnezeu, mă rog din tot sufletul nostru să ne dăm seama și să ne asumăm răspunderea momentului când Dumnezeu va zdrobi pe satana sub picioarele noastre. Nu există lucru în viață pe care Dumnezeu, nu tu ești chemat să zdrobești pe satana. Dumnezeu va zdrobi pe satana sub picioarele tale. Aceasta înseamnă har, aceasta înseamnă Evanghelie veșnică, acesta este impactul asupra vieții noastre care ne face să domnim în viață împreună cu Hristos. Și de ce au fost scrise toate aceste lucruri în Genesa? Tema noastră de astăzi poartă titlul 4 întrebări. Și acestea sunt întrebările care au fost adresate primilor noștri părinți după căderea lor, cum suntem noi, acum noi suntem după cădere, nu înainte de cădere. Și întrebarea care se ridică este care a fost scopul predării cărții Genesa. Este o mare controversă în lume azi în jurul cărții Genesa și bine a zis cine a zis că de felul cum ne raportăm la această carte, la Genesa, la creație de fapt, depinde tot înțelesul ulterior al scripturilor, de aceea a fost așezată ca prima și cea din tâi carte și primul cuvânt așezat este la început Dumnezeu a făcut. Deci, dacă acesta nu e adevărat, nu are sens. Putem închide cartea, avem alte cărți de care ne putem ocupa. De ce au fost scrise aceste lucruri? Oamenii pierd timpul astăzi să demonstreze dacă a fost adevărat, dacă a fost posibil, când ce zi, când, cât. Lăsați-i pe ei să se ocupe de lucrul acesta, de geologie de ere, de... Erede. Nu, e de neînțeles de ce un om al lui Dumnezeu, care este chemat să devine după chipul lui Dumnezeu, ar face o evanghelie paralelă cu cea pe care a lăsat-o Dumnezeu. Chemarea noastră aceasta este... Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru oameni ne învață să o rupem cu păgânătate. Aceasta e chemarea noastră. Sigur că putem să ne oprim pe drum și să ne ocupăm de foarte multe lucruri și oricine e liber să o facă și o va face, dar nu ne-au fost scrise aceste lucruri, nu ca să ne arate ere geologice, istorie, chimie, fizică, ani și așa mai departe, Astronomie, nu, ci aceste lucruri spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 6. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept, pilde sau lecții. Acest, aceasta e singura funcție a scripturilor. Nu, nu, nu vă pierdeți în ceea ce n-ați fost chemați să faceți. Dacă cineva se dedică unui alt obiectiv e foarte bine. Dar obiectivul Evangheliei acesta este. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele mele. Și ni s-a arătat, uite, unde duce drumul acesta. Nu a fost nimeni bătut sau forțat să meargă pe el, dar, dar nu, nu, a mers nimeni pe drumul acesta fără să știe unde, unde merge ele au fost așezate pentru noi drept pilde. Nu este ocupația noastră să știm pe ce stradă a locuit fiul risipitor, dacă a fost real, dacă n-a fost real, ci întrebarea noastră este, întrebarea Duhului Sfânt este ce a învățat din treaba aceasta, ce a învățat despre Dumnezeu, despre Tatăl, din această pildă. Deci ele au fost date nouă drept pilde, ca să nu ajungem să facem ce s-a întâmplat acolo. Am avut în una dintre prezentările precedente o reluare a sângeroaselor cuvinte pe aici nu se trece. Cât sânge s-a vărsat pentru cuvântul acesta? Pe aici nu se trece. Am avut acest lucru, am preluat acest lucru, l-am aplicat Evangheliei cu cuvintele pe aici nu se mai trece, fiindcă am trecut eu pe aici. Eu am văzut ce înseamnă asta. Pe aici nu se mai trece, fiindcă au trecut ei pe aici. Am văzut ce înseamnă lucrul acesta. Nu, nu e niciun fel de înțelepciune în cuvintele experiența, este cel mai bun învățător. Nu, nu, nu. Experiența nu este un învățător, este o tragedie. Un om trebuie să nu ajungă la experiență, ci prin credință să ia cuvântul care i-a fost dat de Dumnezeu. Ajunge la experiență este ceea ce le-a fost propus primilor noștri părinți. Faceți experiența și veți vedea, dar experiența era de fapt ceva cu sens unic. În ziua în care vei face această experiență, vei muri. Adică niciodată nu o să mai fii omul care ai fost înainte de aceasta. Asta însemna în mod direct. Drept pilde. Și în același capitol, în versetul 11, Pavel reia spunând și adresându-se unor oameni care spun Da, da, suntem în secolul 21, frate. Bine, și ce cu asta? Principiile binelui și răului sunt aceleași cum au fost întotdeauna. Versetul 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească, să ne slujească drept pilde și atenție mare, au fost scrise pentru îmbățătura noastră. Acesta e singurul obiectiv. Cineva se poate lansa în orice fel de alte obiective, dar obiectivul cuvântului Dumnezeu și al pildelor scrise în el este învățătura noastră. Pentru învățătura noastră, atenție, peste care au, au venit sfârșiturile veacurilor. Sfârșitul veacului 3, deci secolul 21, sfârșiturile veacurilor. Adică se referă și se aplică generației prezente. Astfel, dar de un avertisment cuvântului Dumnezeu, în versetul 12. Cine crede că stăm picioare sunt oameni care. Au această aroganță de a se declara etalon sau standard pentru gândirea altor oameni, muțimi mari de oameni îi urmează și împărtășesc soarta lor. Acestor oameni care se dau pe ei înșiși ca măsura lucrurilor. Versetul 12 le spune, astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Știți cum a zis cetățeanul turmentat, nu mă zmuci, că amețesc, a spus lui Tipătescu. Păi cum să amețești din moment ce ești amețit și ești turmentat? N-ai cum să mai amețești. De aceea spune versetul 12, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Mergem în Genesa capitolul 3 și deodată în versetul 7 ni se spune acest cuvânt. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Li s-au deschis ochii. Deschidem ochii, Doamne, se roagă David. Și cuvântul lui Dumnezeu în această privință păstrează o tristă expresie în versetul 8. Când au ajuns în acel în acel, pe acel drum fără întoarcere, când a, omul a, inocent, omul sfânt, creat de Dumnezeu bun foarte, a murit și n-a mai fost niciodată, în versetul lor spune, atunci am auzit glasul Domnului. Este foarte important să auzi în glasul Domnului. Absolut foarte însemnat. Dumnezeu are grijă de lucrul acesta. Surze, aud, chiar orbi văd, sunt lucruri care țin de Dumnezeu. El știe să comunice direct la suflet. Și lucrul acesta e superior telegrafierii la minte pe care au aplicat-o în cazul lui Helen Keller. Dar în versetul 8 spune, atunci au auzit glasul Domnului, adică după ce, după ce s-a întâmplat, glasul Domnului este binecuvântat. Oricând. Și, atunci, și înainte și după. Dar Scriptura este o carte preventivă. Ți-am scris asta ca să nu se întâmple. Dacă auzeam glasul Domnului înainte de a face un lucru, istoria ar fi fost diferită. Mă refer personal. Și cred că nu este nimeni care face excepție. Dacă, au, dacă aș fi vrut să aud glasul Domnului, mărturisesc lui Dumnezeu că mi-a vorbit, mi-a spus, știu ce fac și totuși refuz să aud glasul Domnului. L-am auzit după, vă scriu să nu păcătuiți, dacă s-a întâmplat, avem la Tatălul care, al cărui glas ne vorbește astfel. Iubitorii mei, în a doua Timotei, capitolul 3, versetul 12. Cuvântul lui Dumnezeu spune că ne, ne așează în față două perspective. Cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi binecuvântați de Dumnezeu, dar în același timp prigoniți împreună cu prigoniri. În partea a doua, oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi pe ei înșiși. Acest lucru ne spune nouă că omul amăgitor pierde puterea de discernământ. El nu mai știe ce e bine și ce e rău din cauza că El înșeală. Și el nu-și dă seama că în timp ce înșeală devine un înșelător el însuși. De aceea scrie versetul că ei amăgesc pe alții, dar în timpul acesta se amăgesc pe ei înșiși. Dacă ar fi întrebat să vrei să te amăgești, nu, nu vreau. Și totuși el aceasta face. Din cauza că efectul păcatului este cel din timp manifestat în viața celui care îl comite. Efectul răului comis asupra altuia se întoarce ca un bumerang în primul rând asupra sufletului nostru. Îl îndeamnă Pavel pe Timotei, tu să rămâi la lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Este foarte important. Știi de la cine le-ai învățat. E un anume lucru care îl auzi de la diavol. Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Ce mai vrei decât a... Te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu, spune diavolul. Aceleași cuvinte le spune Petru, dar ele nu înseamnă același lucru. Ori de câte ori diavolul deschide gura, chiar atunci când a spus, te știu cine ești, ești, Sfântul lui Dumnezeu. El spune o minciună, de fapt. Când el a spus, voi fi, uh, voi fi ca cel prea s-a referit la crucea de pe Gorgota. Acolo s-a văzut ce înseamnă cuvintele lui, voi fi ca cel prea înalt, adică voi răstigni pe cel prea înalt. Aceasta înseamnă. Când li s-a spus lor, vi se vor deschide ochii, veți fi ca Dumnezeu. Urmau să fie goi, căzut în păcat, să moară. Aceasta însemna realitate. Ori de câte ori deschide gura, vorbește din ale lui și spune o minciună. Acum să mergem cu ajutorul lui Dumnezeu asupra întrebării pe care Dumnezeu a adresat-o. Cea din tâi întrebare pe care l-a adresat-o omului fugărit de propriul lui cuget, cum este fugărit și asta, se ascunde în droguri, în televiziune, în filme, în mizerii, în toate, se ascunde în ceva acasă și undeva. Pe acesta, acolo unde este, chiar pe cel ce se uită la lucruri murdare, pe ecran, pe cel care practică spurcăciuni, pe cel care se droghează, pe acesta care se ascunde de Dumnezeu, îl caută Dumnezeu acolo și îl întreabă unde ești. Cel din tâi lucru, prima lucrare a Duhului Sfânt este să dovedească unui om adevărul despre starea lui. Uitați-vă în medicină, primul lucru îți, îți evaluează situația analizele și de acolo se pornește pe fir la identificarea cauzelor și la rezolvarea problemei. Unde ești? Cel din tâi lucru care te întreabă Dumnezeu. Făgăduința vrăjmășie voi pune între tine și șarpe și făgăduința Dumnezeu va zdrobi pe satana sub picioarele voastre. Aceste făgăduinți magnifice, care sunt rodul harului, adevăratului har al lui Dumnezeu, sunt dependente de răspunsul pe care noi îl vom da acestor întrebări. Dacă vrem să admitem unde ești, unde ești, vrei să admiți adevărul despre situația în care ești, despre locul în care ești, despre coordonatele existenței tale de astăzi, unde ești, cea din întrebare care a fost adresată. Cea de-a doua întrebare, el a spus sunt gol. A doua întrebare a fost aceasta. Cine ți-a spus așa ceva? Pavel îi spunea lui Timotei, știi de la cine le-ai învățat? Tu știi de la cine ai luat așa ceva? Dacă lucrul pe care l-ai luat vine din altă parte decât de la Dumnezeu, este o minciună. Știi cine ți-a spus așa ceva? De aceea, Domnul îi spune, este important cine ți-a spus. Dacă îți spun eu, este una și dacă îți spune același cuvânt altcineva, cum îi spunea uh, femeia uh, din Sarepta, Domnului Văduva, îi spunea lui Ilie cunosc acum că cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. Ia, cuvântul lui Dumnezeu în gura altuia nu este adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu în gura diavolului care citează din Scriptură nu este adevăr. Este cu totul altceva. A doua întrebare a lui Dumnezeu este cine ți-a spus, de la cine ai această înțelegere, această, de ce fel de roade aduce, după roade vei cunoaște, de la cine ai așa ceva. Și este important să știi. De, totdeauna noi credem ceva sau practicăm ceva pe bază că le-am primit și noi de la cineva. Nu e nimic nou sub soare. Ne-a fost dat. Dar întrebarea pe care o adresează Duhul Sfânt ca să poată împlini Evanghelia aceasta, să pună vrăjmășie între tine și șarpe și să zdrobească pe satana sub picioarele tale, depinde de răspunsul pe care îl dai la întrebarea unde ești. La cea de-a doua întrebare, cine ți-a spus așa ceva, este foarte important de știut lucrul acesta. Și apoi la a treia întrebare, nu cumva ai mâncat din pomul din care îți sem să nu mănânci? Dumnezeu nu întreabă pentru el aici, ci întreabă, tu îți dai seama ce ai făcut? Înțelegi ce ai făcut? Sigur că ne trebuie timp pentru lucrul acesta, dar în prezența lui Dumnezeu nu e nevoie de așa ceva. Cineva ar trebui să meargă să studieze o veșnicie ca să înțeleagă taina fără de legii și de fapt nu ar înțelege nimic pentru că este taină. Însuși Dumnezeu întreabă, există vreun motiv pentru care ai comis păcatul acesta? Adică întreabă cum ai căzut. Spunem că eu nu știu. Spunem tu dacă există vreo scuză sau vreo explicație sau vreun motiv pentru lucrul acesta. Nu cumva este cea de-a treia întrebare și aici, în loc de mărturisire, găsim o scuză așa cum suntem înclinați întotdeauna să găsim o justificare, o explicație, o scuză, în loc să ne plecăm înaintea adevărului așa cum este El în Hristos Iisus și să spunem împreună cu David, am păcătuit împotriva ta, de fapt împotriva propriului suflet. Dumnezeu se îndreaptă către femeie și o întreabă ce ai făcut. Nu că, nu că nu ar ști Dumnezeu așa ceva și că nu ar fi știut înainte de așa ceva. Nu. Era, e un adevăr etern pentru el. Lucrurile care se vor întâmpla pentru el sunt la timpul trecut. Ea este întrebată, tu înțelegi ce ai făcut? A rare ori înțelegem lucrul acesta. A rare ori, foarte rare în viața noastră. Singurul care ne poate ajuta să înțelegem ce am făcut este Dumnezeu. Noi nu vom înțelege niciodată proporțiile păcatului nostru. Uitați-vă la David, cât a înțeles el din ce a făcut. Ce ai făcut? Mă, a fost o tante aici, s-a întâmplat așa, a fost un nene aici, l-am îmbătat și l-am trimis acolo. Asta ai făcut, da. Fiat, în ce ai făcut. Oriunde va răsări soarele pe pământ, în istorie se va spune ce ai făcut. Nu se poate. Am crezut că este cu serviciile secrete, nu se știe. Nu, nu, oriunde. Ce ai făcut? Aceasta este întrebarea la care noi suntem chemați să răspundem. Pentru ca lucrul acesta, să, răspunsul la întrebarea dată de către noi, bunului Dumnezeu, la aceste patru întrebări, vă rog să ne luăm timp și să stăm în prezența lui Dumnezeu, în rugăciune adâncă și, Doamne, învață-mă să răspund la aceste patru întrebări, pentru că ele sunt legate de Evanghelia Veșnică. Ele sunt legate de despărțirea vieții noastre de păcat, de vrăjmășia între tine și șarpe. Acestea sunt condițiile prealabile. Dacă vei răspunde la aceste întrebări, atunci Dumnezeu va pune vrăjmășie. Acest lucru este scris după ce a fost proclamate toate aceste lucruri. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul. Capul înseamnă ideile, concepțiile, mintea, mintea celui rău care se plantează în mintea noastră și aceasta îți va zdrobi capul, ideologia satanică a vieții fără Dumnezeu, a sfidării lui Dumnezeu, a împotrivirii față de... îți va zdrobi capul, potrivnicul care se înalță mai presus și tu, șarpele, îi vei zdrobi călcâiul, adică este un preț de plătit, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru rugăciunea noastră, și pentru studierea Scripturilor, și pentru trăirea vieții de credință este un preț de plătit. Și în orice alt lucru, de altfel, noi când ne ducem la muncă, spre exemplu, plătim. Plătim banii pe care îi luăm. Zice, ei m-au plătit cu atât. Nu, no. tu ai plătit banii aceștia cu munca ta. Și totul se plătește. Da, totul se plătește. Și această experiență înaltă cu Dumnezeu a Evangheliei veșnice, răjmășie voi pune între tine, ia el îți va zdrobi capul, tu îi vei împunge călcâiul sau îi vei zdrobi călcâiul, are, este, cere un preț. Orice om care a înțeles valoarea Evangheliei veșnice este gata să plătească acest preț înaintea lui Dumnezeu. Cu mare bucurie că ni se dă prilejul. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru Evanghelia veșnică. Te rugăm fierbinte să ne ajuți ca acest dialog între tine și noi. Unde ești? Ce ai făcut? Cine ți-a spus? Lucrurile acestea să rămână vii totdeauna în sufletul nostru, în dialogul nostru cu tine și fă, Doamne, ca Evanghelia lui Dumnezeu, care privește pe Fiul Său, să se împlinească în viața și ființa noastră, prin a pune vrăjmășie între noi și rău și prin a zdrobi sub picioarele noastre pe Satana. În același timp, pentru a întrona în viața și ființa noastră prezența ta pentru totdeauna, Doamne, prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin!